Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, marți 19 ianuarie 2016, și dacă tot e marți, tot sunt trei ceasurile, hai să le rezolvăm de la prima ora zilei, aici la Bucovina Activ. Da, bună dimineața, domnul Manole. Bună dimineața, domnule Max. Eu sunt mai mult decât încântat că sunt așa un fel de călăuză ascultătoare astăzi și tăcută. Stai așa, mie colegii de aici mi-au zis, știi ce? Vii, pac, spui bună dimineața, te duci, pleci la o cafea, vii înainte de ora 9, că bă... Eu sunt tăcută. Că pe rest e rezolvat. Adică, rezolvat, vorbește. Acum, voi fi o călăuză tăcută. Adică îmi dai și direcția pe care să merg, dar și taci. Adică... Eu sunt tăcut în sensul că sunt un foarte bun ascultător. Dar atunci când... Cam neascultător, nu? Adică îmi place să ascult. M-am exprimat greșit, iartă, îmi retractez. Deci sunt, iubesc foarte mult să-i ascult pe alții. Adică am o plăcere atavică să-i ascult pe alții cum vorbesc sau să-i privesc chiar. Pare paradoxal, dar sunt un introvertit, un timid. Da, oricum, poate nu mai e fire sensibilă, poate să scrie și poezii, iar... Printre altele lucruri bune pe care le faci, mai scrii și poezii. Eu nu știu dacă asta e un lucru chiar așa de bun, să scrii poezii. sau dacă ajută la ceva, în afară de suflet. Să mai citească cineva poezii, știi? Da, oamenii citesc foarte puțin, nu numai poezie. Poezie poate citesc mai mult pentru că e mult mai ușor, mult mai accesibil. Crezi? Adică, pentru mai eu mă bazez pe niște statistici când spun lucrul ăsta, că poezia e citită din ce în ce mai puțin. De regulă tot se citește din ce în ce mai puțin. Din ce în ce mai puțin se citește în general. La rândul e o feliuță din... Probabil și poezia e un produs volatil, e spumoasă, e ca un desert spectaculos pe care îl uiți, știi? Întotdeauna, dacă vei merge la o serbare câmpenească, vei uita desertul. Vei ști doar că undeva, cândva, la o serbare câmpenească, ai mâncat ceva dintr-un berbec la proțap. Dar tot ce a fost până acolo și după aceea se volatilizează. Spun mai ușor pentru că oamenii sunt grăbiți, sunt obosiți, nerăbdători și mai ales... plictisiți și dezgustați și nu prea iubesc a citi, e un fel de tortură. Și atunci a citi o poezie care ocupă... Știi ce se întâmplă? Cred că, de fapt, la un moment dat li s-a părut că e un fel de tortură, iar în momentul de față le-a dispărut obișnuința de a mai citi. Cât despre timp, vorba ta, e parcă mult prea comprimat, dar nu așa, de manieră că ne întrebăm, doare nu se învârte pământul mai repede? Oare nu-i ceva de parcă totul... Așa trec zilele. Nu știu ce să spun. Eu doar atâta spun că timp am avea. Nu știm să-l apreciem și nu știm să ne facem ordine și priorități. Timp am avea și pentru romane Fluviu, pentru nimeni nu ne obligă să le citim în 24 de ore sau într-o săptămână. Timp am avea pentru multe, multe altele. Pentru familie, în primul rând. Pentru familie, pentru copii, pentru meditație, pentru somn, pentru un film fabulos sau un film prost sau un film cum vrei, depinde de gusturi. Dar noi suntem niște glorioși ignoranți în impostura prin care traversăm zilele și anotimpurile. De aceea spun că nu știm să apreciem sau probabil sistemele noastre de valori sau prioritățile noastre existențiale sunt atât de tare date peste cap, încât pur și simplu goana după a supraviețui și după a plăti facturile ne transformă în mecanisme rigide, unse doar din când în când ca să nu pocnească pe la încheituri și atâta tot. Adică ne dezumanizează într-un mod violent și destul de rapid. Da, asta este cu din păcate, pentru că până la urmă în momentul în care tragem linia și vedem că au trecut ani, bă, dar eu ce am făcut? Mare lucru nu, din păcate. Pe cine interesează ce am făcut? Sunt unii oameni care totuși la o anumită perioadă trag o linie, încearcă să facă un calcul. Dar pe cine interesează ce am făcut? Important, pe cine interesează ce ai făcut? Tu crezi că dacă ai făcut ceva important în viața ta glorioasă, interesează pe altcineva atâta timp cât el nu se înfruptă din gloria ta sau din succesul tău? Nu. Oamenii sunt foarte ipocriți și foarte pragmatici. Oamenii își cunosc interesele exact așa cum își cunoaște, interesele hiena atunci când vede că
lei au doborât un vânat extrem de mare și cu siguranță îi va ajunge și ei dacă va avea răbdare. Am așa este. Cui folosește că tu ai doi copii sau trei copii frumoși decât ție însuți, nu? Sau familiei tale. Ce e important în viață? Să ai unii spun că, vai de mine, citim, știi, noi suntem îndoctrinați de dogme. Familia fundamentală, știi, clișeul. Celula, da, celula... Nu, pe lângă da. Faptul că e de celula de bază a societății din punct de vedere... Dar asta nu era... Mai este încă în Constituție la ora actuală? Știu că era înainte. Nu, nu, nu. Pe lângă faptul că familia era celula sau este celula de bază a societății, dusă în această ideologie doctrinară, dogmatică, destul de violent, pare că e un adevăr. Deci, totuși, eu cred că pe lângă celelalte pasiuni existențiale, trecătoare sau nu, unele ca niște obsesii durează 200 ani cât trăim noi, exagerez, evident, familia este acum fundamentală. Acum mă gândeam, 200 de ani ca nație, eventual. Nu, 200 de ani ca indiviz, până ne moare și amintirea. Spuneam că, totuși, e un paradox, dar un adevăr crunt, familia este cel mai important lucru, cât e ea mică, mare, cel mai sănătos, cel mai durabil. Asta este, e o fatalitate și prietenii autentici, nu neapărat că ai 100 de prieteni fățarnici, ipocriți, care, așa cum spuneam adineauri, se hrănesc din umbra pe care o lași pe pământ. Dacă sunt doi, e foarte bine. Dacă este unul, la fel de bine. Dacă sunt 100, da, autentici, curați, onești, cinstiti. Da, știu definiția de prieten. Nu. Definiția de prieten în adevăratul sens al cuvântului. Ah, da, exact. Adică totuși sunt prieteni, neapărat dușmani. Sunt prieteni și amici. Da, corect? Sunt prieteni da. Și amici. Prietenia înseamnă mai și mult. Și mai e vorba aia, știi, ferește-mă, este Doamne, suficient. De prieteni, că de restul... Gloria e volatilă, da. Max. Gloria, vezi, uite în jurul tău. Ce, tu ești specialist, nu mă bag în domeniul tău, în domeniul sportului, nu? Uite că... Aș îndrăzni să spun că nu sunt un specialist, da. La cel puțin la Suceava nu prea ai taine cu sporturile. Adică știi pe toți cum au evoluat, da? Exact. În ultimii 10-15 da. Ani. Îți amintești tu de mari handbaliști de la Suceava în perioada lor de glorie, cum trăiau ca niște nabab, cum se credeau hollywoodieni și eterni? Cine mai vorbește astăzi? Nu, dar ai să fii surprins, bun, din păcate... Ca individ, mă refer numai la echipă. Deci ca individ. Crede-mă, și ca individ, întreg grupul, luat fiecare piesă cu piesă, erau de o modestie și de un bun simț exact, și din comun. Exact. Dar cât se vorbea despre ei, titlurile, ziare, comentariile din televiziune, ca live, să fie mai ușor, ca să fie mai ușor și mai bine și mai aplicată comparația asta a ta, m-aș duce la Foresta anilor 90. Sau la Foresta? Acolo. Care lupta în Foresta și după aceea Suceava care era în A. Ai văzut că atunci aveai sentimentul că ești zeu. Sau majoritatea dintre noi ne hrăneam cu gloria celorlalți, mai ales dacă întâmplarea făcea să-l fi cunoscut, să fi copilărit, să fi fost în școală, parcă te hrăneai cu faptul că ai fost cândva colegul Gafencu, dau un exemplu, sau eu colegul Ilie German de la Slatina, luptător. E luptător. Cine mai vorbește acum de Topurjan, marele antrenor? Noi aseară ați vorbit voi aseară? Da. Unde, aici? Da, la emisiunea ta, da. Bun, eu n-am știut lucrul ăsta, dar îți spun, cine mai vorbește? Deci voi, ăștia aici, da. Dar mă referam la urbe. La urbi et orbi. Cine mai vorbește? Nimic. Orbi. Orbi, da. Orbi. Că noi, din păcate, suntem orbi și la propriu și la figurat, suntem orbi... Ne orbește cineva sau... Nu știm să ne vedem pe noi înșine, nu știm să privim în noi niciodată. Suntem uite ce filozofie nu-mi place, facem. Nu-mi place să dau vina pe altul, dar trăiesc cu senzația că nu de puține ori cineva chiar ne orbește. Vezi, apare câte un subiect, este câte ceva important, de ce nu pentru nația asta, și apare o petardă dintr-o dată, o fumigenă, o ceva, o de furat atenția. Oamenii, te referi la diversiuni, la perdele de fum? Dar acum începem să intrăm și în normalul zilei. Pentru că în fiecare aceste apariții nu sunt căderi din necontrolate din univers. Toate aparițiile astea sunt gândite. În spatele fiecarei apariției stă cineva care gândește și care urmărește un scop.
Lumea asta e mânată, e schimbată doar de visători și de curajoși, de oameni nonconformiști. Doar ei au schimbat lumea, așa cum o știm noi, din ultimele 200 de ani, chiar dacă ea există de sute de mii de ani. Dar noi avem impresia că lumea s-a născut toată cu Hristos, știi? Da, da, da. În fine. Doar curajosii, dacă ai văzut, și romantici și visătorii au inventat sau au creat fenomene importante care au schimbat radical lumea. Iar lumea asta am vrut să spun, e mânată doar de interes. Pe paliere mici, mari, familii, grupuri, indivizi, interes care poate primi o acoladă în frunte și după aceea liniuțe cu nenumăratele. Știi, nenumărate liniuțe, interes. Și după aceea acoladă și interesul de aia. Carieră, da. Viață, profit, orice, bani, lăcomie, toată, depinde. Capra vecinului, oaia vecinului, nevasta vecinului, copiii, mașina deci, vecinului, hatul lui. Vecinului, cireșii vecinului, tot. Ne ducem până la strămoș, cum ne place nouă. De ce nu? Și strămoșii vecinului, stai așa, mă, poate, erau mai curați, mai nu știu cum ai lui, nu? Nu, la țară, și e un lucru de psihiatrie națională sau de psihologie națională, la țară se lasă prin testament. Da, nu, la țară se lasă prin testament și ura. Adică dacă bunicul tău a avut cu vecinul sau cu altcineva o răfuială, pornind probabil de la o fată frumoasă sau de la un metru de pământ sau de la o țuică sau de la un par cu vin botezat, se lasă prin testament. Nici nepoții, ura, da? Bă, bunicul meu nu vorbi cu ăla, nici eu nu vorbesc, știi? Deci la țară e o chestiune încetățenită la noi, stranie, bizară, și ca să vezi cât de inutil trăim și că nu știm deloc să trăim. Se lasă prin testament. Asta sunt trăsăturile nației noastre. Am spus, în ghilimele, se lasă prin testament. Te vedem că nu se lasă prin... cu alte cuvinte, se lasă prin testament. Eu aș spune așa, că în asemenea, într-o atare situație, e una din trăsăturile pe care le are nația asta. Considerăm că e de corectat, o corectăm. De nu, trecem pe altceva. Dar, în fine, ia să vedem. Un SMS la prima oră. Nu intru pe net aici, Max. Ce se întâmplă? Îmi ceri parola. Eu habar n-am până acum. Stai așa, eu te ajut. Da? Fii atent. Dacă își amintește meșterul cine a zis fraza: George, tu m-ai ajutat că nu m-ai încurcat. Cine a zis fraza asta? Depinde de context. George, în prenume, nu știu, cu tine, George, e vorba. Așa. Ce nu-ți merge? Nu, pe internetul, nu? Da. Stai că spun înapoi. Nu, ca să... Dar n-ai spart tiparele, sare la acolo de 2 metri, n-ai. Ei treci. Cătălin. Ei treci. Așa. Uite, păi aia nu știam eu, parola aia. Gata. Zău cu nume, George, cine e ideal nostru, cunosc? Nu știu, de ce un set, nu? Nu știu cine e. Stai. Așa, cine e George? Deci o întrebare, un SMS pe care l-am primit cu povestea asta, care ți-am zis, dacă își amintește, dacă așa. Ok, gata. Mulțumesc. Cu plăcere. Sunt un om liber, fără net, intru în panică, mai ales când am atâtea lucruri de programate aici. Știi că eu sunt pe sertărașe, folder, aia, subiecte importante, și atunci intri în panică, evident. Deci, repet, George, tu m-ai ajutat că nu m-ai încurcat. Păi, omule, nu știu, zău, în secunda asta nu sunt asediat. Îți dai seama că ești și în direct. Da. În direct, întotdeauna când primești o asemenea întrebare, nu, stai să spun, când primești o asemenea întrebare, o secundă ți se pare un secol, știi, câteodată, când știi că e direct, da. Nu e o discuție colocvială la o cărciumă sau, știu eu, la o cafea sau chiar undeva în altă parte. Deci, presiunea directului întotdeauna o mutilează un pic... Oricum, recunosc asta, recunosc, dar nu știu conjunctura, contextul pe unde. Știu, oricum aș ruga pe viitor tuturor telespectatorilor care ne trimit SMS-uri la numărul afișat pe ecran,
să și semneze tocmai pentru exact, și să dea eventual o, da, cum e în cazul paranteză, prieten, știe el despre da. Ce e vorba și o sur, adică un reper simbolic, nu, da, Piatra da, Craiului, da. De exemplu, sau știu eu altceva. Spune, mă, da, la okay. Piatra Craiului mi-amintesc. Până să trecem la subiectele din presa locală de astăzi, am să vreau să-mi spui dacă ai pregătit și tu ceva pentru dimineața asta, în mod... Dar nu, eu nu pregătesc nimic. Eu nu? Sunt, absolut, deci nu, eu sunt cu materialul clientului, da? Eu sunt la materialul Vreau să te întreb următoarea chestie. Ce părere ai de cazul Bodnari? Pentru că până ieri, îți spun sincer, n-am vorbit absolut deloc, dar în weekend, sâmbătă sau când a fost, sau vineri, a fost o mega manifestație de solidaritate cu familia Bodnari. Am înțeles, conform celor care au fost la fața locului, peste 4.000 de persoane, între 4 și 5.000 de persoane au fost în fața prefecturii pentru a protesta și pentru a intra în ora asta cu cazul Bodnari. Ce părere... Aici aș putea scrie un editorial, două sau trei. În primul rând, ca să cristalizez câteva fraze, pot să spun doar așa. Pe lângă faptul că a fost otrăvit de prezența unor personaje politice absolut odioasă și nedemnă în acest context, deoarece eu sunt în continuare adeptul acelei paradigme care spune foarte clar că să nu-ți folosești într-un război politic, să nu-ți folosești niciodată familia și copiii, pentru că este o crimă, iar această crimă îi lasă traume nevindecate de cabile și în cazul de față prezența doamnei senator și domnului deputat folosindu-se de copii și de căței în acest context mi s-a părut o atrocitate, o monstruozitate de o rară violență în subliminal adresată oamenilor obișnuiți. Din punctul acesta de vedere, deci contaminarea politică este mizerabilă, abjectă și de neiertat în asemenea conjuncturi, pentru că se folosește de sensibilitatea și de tragedie unor oameni, de tragedia unor oameni. Doi, iar pe partea cealaltă eu cred că este o victorie, o dovadă de forță în an de campanie electorală a neoprotestanților sau acestui cult, care poate demonstra că poate să fie extrem de solidar, extrem de unit și extrem de corect în interese. Și bine e organizat. Corect și bine organizat. Solidar, corect în interese și mai ales ce am văzut acolo strict pragmatic. Militărește. Da, militărește, organizat și le demonstrează politicienilor, vedeți, discutați cu noi, pentru că noi manipulăm atât de bine populimea, atât de bine doctrinar, încât... De ce bine ai ieșit asta, populimea? Încât dacă vrem să stea în casă, stau în casă, cum s-a întâmplat în 2012 în colegiul de la Vicovu de Sus al lui domnului ăla un om minunat, de altfel un politician bun și răbdător, care la Vicovu de Sus, mare bucovineni cu bundița de jder și cu bărbuță grizonată, 28% au mers la vot și 30% diferența au stat în casă și aia 28%, din aia 28% 18% au ales un gigolo de la București, un aventurier, un playboy, un nec ca nimeni, care după ce a fost ales și-a pus palma în fund și a plecat. Vă și eu la Iane, nu? Da, la tovarșul Iane mă refer, da. Deci, la tovarșul Iane. I-au ales un playboy în locul celor care... Un om de-al lor, care am înțeles că totuși în jur, pe zona respectivă, a angajat vreo 300 de oameni la afacerea lui din zona respectivă. Poate și mai mulți, de-a lungul timpului, poate mii. Unii au plecat, unii au venit și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, este o dovadă foarte clară că atunci s-a primit ordin politic. Stați în case. Adică, după câte știu eu, în ziua de duminică, au stat, în primul rând, i-a ținut cu discursuri din alea religioase aproape fundamentaliste, aproape de nivelul islamic al problemei, pe palierul celălalt, sună în casele de adunare. Ai văzut? În casele de adunare, a ținut până la ora 21. Adică să nu mai poți, ca să fii sigur, știi ce fac parlamentare ca să fie sigur că ai lor nu trădează, nu? Nu. Îi scot din sală. La vot. Da. Îi scot din sală, să fie că nu e acolo la vot. Ca să fii sigur că nu se duc să voteze cumva conform inimii, că inima, da, conștiința, corazon. Ordinul de la pastorei, ordin, politica religioasă, că poate pare o atrocitate în termen, dar ăsta e cetățeanul pe care ăsta e cetățeanul care este deputat de Jicov. Da, eu nu înțeleg de ce zici ăsta playboy gigolo, că uite cum... Nu, atunci era... Sau nu, poza asta e o poză răutăcioasă.
această, nu, pe care au găsit-o colegii noștri acum. Atunci, pentru... după câte știu, nu, cred că o mărit-o și pixelii ăștia l-a deformat așa, l-a mutilat un pic. Nu, el dar nu prea frumos. Pare, adică mai curând, e, mai curând l-au prins într-o frumoseală. Atunci domnul e mult mai bârfa, bârfa publică, bârfa național publică spunea că era în anturajele lui Văculescu, trebuia să-și mări sensoare cu fata lui, una din fetele lui. Știi, și de aceea și fost impus cu Văculescu în 2012. Da, știi, da, foarte bine că avea o influență uluitoare, colosală. Bun. Și are și acum în PSD, USL sau în fine, cum era atunci, dar și are și acum capete de pod și iude trădătoare, iude nemernice și nenorocite și în PNL. Nu-i niciun fel de probleme, la nivele foarte înalte. De asta e frumoasă până la urmă viața asta, pentru că e vorba aia, știi, care, bineînțeles, după ani de zile, noroc că a scos-o Cerebel într-o piesă și a pus-o, că au mai auzit-o și alți oameni. Aia frumoasă zisă de Rațiu vis-a-vis de am să mă lupt până la ultima picătură de sânge ca tu să nu fii de acord cu mine. Uite, în cazul de față, asta au spus-o el, dar e altă, eu paradigma, eu nu știu. Vreau să spun că din punctul ăsta de vedere, uite, eu nu sunt de acord. Eu sunt de acord cu următoarea chestiune, sau punctul meu de vedere e următorul. Faptul că au venit parlamentarii la o asemenea chestiune, văd ca un lucru bun. Tocmai pentru că înseamnă că încep să se implice în ceea ce înseamnă cu adevărat probleme ale noastre. Unde, domnul? La care chestie? Inclusiv la întâlnirea asta sau ce a fost la manifestația. Bine, cine aveau ce căuta parlamentare, asta e părerea mea, eu am spus. Și asta e părerea mea. Da, eu respect părerea noastră, noastră. Nu știam despre ce vorba. Știți care e lucru care mă deranjează? Deci ies 5.000 de oameni. Eu am spus parlamentare pot să vină. Să nu vină să-și pună scut copiii, familia. Este un act că aici, vede, aici nu blurăm, da? Aici nu blurăm. Nu blurăm. Da. Dar dacă un copil este olimpic internațional, ia medalia de aur, imediat trebuie să-l blurăm. Sau dacă un copil filmăm într-un infern al masacrării acestor copii în spațiile astea instituționalizate, unde sufletele lor sunt măcelărite și călcate în picioare zi de zi și personalitățile lor la fel, atunci blurăm. Dar ca să ne îmbrăcăm Armani într-un lux orbitor, într-o haină care costă, nu cum era aia de la Constantin Tănase, nu sparale, știi? Blurăm. Blurăm. Da, nu blurăm. Blurăm, blurăm, nu blurăm. Sparale, da. Știi? Adică e totuși o insultă, zic eu, e o insultă, dar din păcate e un bumerang, din fericire, din pentru fericire noi și din păcate bumerang. Pentru ei, e un bumerang teribil pentru ei. Ei nu-și dau seama. Asta se va vedea, va fi ce și cum. Eu nu, repet, eu din punctul meu de vedere apreciez atâta timp cât parlamentarii sunt ancorați în realitate. Uite aici, e frumos, da? Atâta timp cât parlamentarii sunt, nu copilași, mă, copilași sunt frumoși oricum. Și imediat ajunge și la... Asta e subiectul de bază sau asta e problema. Asta e fotografia în care ziceam că e frumos, domnul Iane. De gustibus. Nu, crezi că Văiculescu chiar nu dă el așa pe oricine? Deputat, domnul Manole, nu... n-am văzut niciodată nicio manifestație a cetățenilor pentru faptul că de asta dată statul român a despărțit familii întregi. Statul român a despărțit familii întregi prin incapacitatea lui de a crea locuri de muncă, de a asigura, de a continua existența unor locuri de muncă pe teritoriul României, astfel încât mulți români au fost nevoiți să plece în străinătate, despărțind astfel familiile. Mii, numai în județul nostru, nicio reacție. Exact aici am vrut să spun că e o ipocrizie, cred că este cea mai odioasă manipulare. Bine, eu exagerez că așa știu eu. Din ca păcate să scot în evidență cea, da, cea mai odioasă manipulare ultimilor timpuri. Tot știri la tele... De ce vorbesc de manipulare și de nedreptate și de conștiință de turmă, conștiință dacă cu ordin de la păstor? De ce? Pentru că chiar duminică și sâmbătă, pe toate posturile televiziunii a circulat o știre precum că în România din luna septembrie nu mai sunt vaccinuri. Tetanus, aia. Iar, paranteză, iar asta, din această cauză, viața a 30.000 de copii este în pericol, în fiecare miime de secundă. Ai văzut vreo opinie în scumpa noastră patrie despre faptul că 30.000 de copii sunt pradă morții și bolilor, cum ar fi
poliomelita sau știu eu altea, ireve care lasă cratere, care lasă răni, nici, adică ipocrizia asta publică dusă la demență mă scoate, aproape mă nebunește ca neam, da. Și când mă gândesc că atât de sensibili suntem noi cu căței vagabonzi, atât de sensibili suntem noi cu dogmele creștine, atât de multe milioane de kilometri stăm la coadă să pupăm moaște adevărate și moaște de câini, din oase de câini, atât de mult pupăm icoane și mâini de popi, atât de mult iubim creștinismul și nu știm deloc decalogul, baza creștinismului. Dacă întrebăm de decalog, și mai interesează pe mine, să nu furi. Ei, cum să nu furi? A fura e o virtute. Ei, să nu tânjești la nevasta celuilalt. Cum? E un act de bărbăție, bă, să mă duc cu nevasta celuilalt. Să nu și așa mai departe. Și mai interesează pe mine de decalogul așa la care a venit de pe stânci. Mă adoare în cot. Eu sunt creștin și fac și faci și spune popă, oi. Nu-și faci popă, oi, n-auzi. Nu mă interesează decalog. Și îmi vorbești mie de filozofie. Eu las-mă în pace, că eu tot îi dau foc la ză o dată la casă la ăsta, la veșinul meu. Deci la asta sunt... De bază la moștenirii de care vorbeam. Decalogul, da. El e creștin, dar decalogul îl calcă în picioare, e hârtie igienică pentru el. Nici nu există, dar e creștin autentic el, de la stramoșul stramoșilor lui, e creștin autentic. Habar n-are, nimic. Știe doar atâta să mimeze lucrul ăsta până își vede interesul și după aceea strecoară o baionetă în gâtul Max că l-a supărat la o nuntă sau la un botez, nu? Iar răsuce o leacă stiletul în inimă cu trei dungi. Că el e creștin de la stramoșă. Cum așa? Lasă credința deoparte. Exact la chestiunea asta, pentru că eu spun, ai pomenit asta cu vaccinurile. Eu mă uit. Pe lângă asta, ți-am dat exemplu că e prost. Uite un pic în Crai Nou de astăzi, da? Statul este mamă, fotografia de puțin mai devreme. Statul este mamă și tată pentru 1740 de suceveni. În săptămâna lui de Rădăuți, ieri scria, 200 și ceva de copii au cel puțin unul din părinți plecați în străinătate. Asta numai din municipiu. Hai să fim serioși, că Suceava, deci, statistic județ, are vreo 800 de mii de locuitori. Un singur liceu de acolo are 400 de copii cu părinții plecați în străinătate, dar are adresabilitate și la localitățile din jurul Rădăuțului. Deci sunt mii de copii care au măcar unul din părinți plecați în străinătate, da? Trăiesc cu alte cuvinte prin aceeași dramă, dacă nu cumva mai dură decât familia Bodnar în Norvegia, dar pentru asta nu găsim resurse să ne impacientăm. Nu găsim în primul rând resurse umane, după aceea nu găsim resurse financiare, după aceea nu mai găsim resurse organizatorice, pentru că acest caz manipulat de presă, care a măturat peste toate orizonturile și cerurile României, cu asemenea, am spus și repet, cu asemenea cruntă și odioasă manipulare, nu reușim să privim în noi. Am dat exemplu acele știri cu 30.000 de copii care au rămas fără vaccin din septembrie. În momentul de față nu e un vaccin. În Suceava nu știu dacă este sau nu, să ne confirmi ei. Dacă discutăm de vaccinul antitetanus. Antitetanus, antitetanus, știu că era în clădirea de vis-a-vis, știi? La DSP, la Direcția de Sănătate Publică, au vaccinul, dar nu poți să-l dea în partea alaltă, adică unde au nevoie. Da, ca și informație, știi, vă e rău, da, trebuie să faceți vaccinul. Mergeți la clădirea aia și rugați frumos, poate vă face paznicul sau doamna. Uite, să-ți dau câteva date ca să vorbim de această ipocrizie națională și de ce am spus că este o dovadă de forță și manipularea are consecințele ei și traumele ei și tranșeile ei. E o manipulare de forță acelor grupuri sau acelui, știu eu, filon neoprotestant care a reușit să demonstreze că e solidar. Deci, în România, 8.000 de copii sunt traumatizați prin instituționalizare. 800 dintre ei, care au fost internați deja anul trecut în secții de psihiatrie. Peste 320.000 care trăiesc la sărăcie extremă, trăiesc în bordeie, trăiesc în case din cartoane, trăiesc într-o abrutizare aproape demonică, diabolică, draconică, pe nimeni nu interesează, pe parlamentarii români își pun fundurile lor slinoase în avioane de lux să plece ei în Norvegia, într-o țară care problema. Are regulile ei, se rezolve problema acestei familii. O fi o problemă dramatică a unei familii. O mai fi încă 18
18 cazuri similare în Norvegia. Dar la urma urmei este o țară. Cetățeanul acesta, Bodnariu, și-a luat cetățenia română. Acum am vreo două luni înapoi, am înțeles. Deci omul nici nu mai avea cetățenie română. Când a ajuns la Necaș și-a dat seama că are o patrie, care trebuie să-l apere, care are un cult, care trebuie să solidarizeze pentru el, care 10 milioane de imbecili manipulați de sute de televiziuni, care pot foarte bine pot foarte bine să bocească pe suferința unui cățel comunitar, dar nu vede drama a milioane de semeni de-ai lor. Oameni creștini, de altfel. Asta-i problema. Nu vorbesc că sunt ortodoxi, că sunt neoprotestanți, că sunt catolici, că sunt romano-catolici și așa mai departe. Aș vrea să nu aducem dintr-o anumită perspectivă pe în discuția. Eu mă refer la victimele manipulării televiziunilor. E o dovadă de slăbiciune asta, Max. Să nu amestecăm religiile, că sunt neoprotestanți. N-am spus asta. Okay. Eu am spus doar că s-au organizat foarte bine. Am înțeles. Nu, dar trebuia să punctăm, să fie foarte înțeles. Să punctăm. Deci nu am nicio treabă cu ei. Chiar ea mie pentru simțul lor organizatoric, pentru supunere și mai ales pentru loialitate. Problema este cumva relativ simplă. Până la urmă discutăm de o familie care, pentru că vezi, la bun început a venit totul de așa manieră, dar încetul cu încetul aflăm unele lucruri. Și vă mărturisesc că eu sunt ușor descumpănit, dacă în prima fază eram și eu tentat să spun, vai de mine ce se întâmplă, dar după aia, stai că familia e mixtă, el e român, ea e norvegian, ea lucrează, ea e asistentă medicală, el lucrează în domeniul IT-ului. Trăiesc într-o țară. Scuze-mă. Atenție, într-o țară în care, conform 500 de ani înaintea României, conform unor cifre care le-am înțeles și eu până la ora actuală, nivel de poate trai, fi pe locul 2-3 în lume întotdeauna. Poate ori fi adevărate cifrele, bun, asta că e în primele 10 din lume, știu, de dar e pe locul 30 de ani. De, da, așa. Problema este la modul următor, că în respectiva țară, fiecare copil înseamnă venituri pentru familia, dar venituri consistente. Undeva la 5.000 de ce bănuți au ei acolo, nu știu cât înseamnă asta în euro, dar oricum stau foarte bine, adică practic cu 2-3 copii cam stai acasă, că vin banii de la stat. În schimb, statul are niște alte pretenții. Și fie vorba între noi, de câte ori ați intrat în casă la cineva și ați început dumneavoastră să faceți regulă acolo? Mă, erau în Norvegia și din ce am înțeles... Asta e din punct de vedere juridic, instituțional, pentru altă țară. Ieri am văzut în ziar unde unchiul sau tatăl sau nu știu ce povestea, domne, că l-a întrebat pe copil, bă, dar nu vii acasă în România cu copiii ăștia, că știm că așa se întâmplă, adică bărbatul și soția după el, nu? Și se stabilesc undeva, nu? Cam așa ar fi, nu? Adică nu se mărită bărbatul, se mărită femeia. Nu, domne, că eu pentru copii. Păi pentru copii asta înseamnă că în Norvegia era mai bine și era așa. Dintr-o dată este s-a mai bine. Calimera. Dar să vedem de ce, să vedem cum, într-adevăr, sunt și faze mai exagerate din punctul nostru de vedere. Dar în momentul în care mergi în casa cuiva, ești atent la regulile de acolo. Nu e atent, ești obligat. Păi ești obligat, da? Ai înțeles? Da, te rog, da, ce-ți-am stat din aur. Nu știu cât de sigură este informația, dacă a renunțat sau nu la cetățenie, dar omul acesta, acum două luni, recucerit cetățenia română. Deci omul acesta acum două luni de zile, în momentul când au început problemele din toate punctele de vedere, între noi și Norvegia, pe toate palierele umane, civilizaționale, cum vrei să o iei, cum ar fi, ar spune Lorin Furtuna, de la omul de peșteră, de la omul cu creier reptilian până la secolul 21, sunt între România ca țară, ca stat, cultură, educație, civilizație, organizare, mental, constituție, ce vrei, și Norvegia, sunt 500 de ani. Paradoxal, 500 de ani diferență. Ei sunt cu 500 de ani în față. Și dacă îmi permiți, uite, am găsit partea pe care am făcut-o eu în statistică zilele acestea, pentru că m-am mirat și pe mine chestiunea aceasta de solidaritate. Și îți citesc, ca să nu rup din text, să mă las să-ți citesc ce mi-am notat aici în câteva, într-un singur minut, apropo de cantitatea dramelor din România, pe care nu le vedem că suntem desăvârșit orbi, și ipocrizia asta națională generată de o emoție n-aș spune artificială, o emoție exacerbată până la delirium tremens de televiziune. 320.000 de copii care trăiesc în România,
320.000 de copii care trăiesc în sărăcie extremă, în condiții de ev mediu în țara noastră, precum cele din, precum cele din milioanele și zecile de reportaje în care arată cum trăiesc oamenii în ghetouri, fără curent electric, fără apă, nu mai vorbesc de România rurală, fără încălzire în timpul iernii, înfometați și storși de frig, cu ochii încercănați de lipsuri crunte, cu haine rupte și de multe ori desculți în timpul iernii. Pe ăștia nu-i vedem. Suntem orbi. Ăștia nu sunt relevanți pentru că sunt în țară. Iar aici nu contează că se întâmplă asta, că se întâmplă atâtea atrocități. Avem în România vreo 4 milioane de copii. Statistici oficiale spun că minim 55% dintre copiii din România suferă de deprivare materială severă, mai intensă decât în toate celelalte state europene. Care comisie parlamentară investigează această catastrofă, care nu-i de o lună, nu-i de două, e de peste 20 de ani și din pe zi ce trece evaluează. Ai văzut vreo sensibilitate publică exprimată în meeting-uri de solidaritate față de faptul că 2 milioane de români sau poate 3 de copii din România, din cei 4 milioane, trăiesc la limita dezumanizării și a unei cariere, a unei evoluții normale în viață, da, terminate? N-ai văzut. Fie vorba între noi, este o problemă foarte clară în România. Românii care au plecat la muncă în străinătate și care au susținut, fie vorba între noi, economic România în perioada în care se trezea Tăricianu vorbind acum, paradoxal, din ajutorul lor social trimit și acum banii. Deci când apărea Tăricianu și ne spunea că economia duduie 2007-2008, da? Și deci să mergem în America să se baza, case cu 2 dolari. Totul se baza pe practic pe ceea ce trimiteau ca infuzie de capital românii noștri plecați peste hotare, da? Ei, acești români au făcut, deci de pe vremea aia, familiile au fost despărțite. Ai văzut vreo abordare concretă, coerentă, logică a acestui subiect din partea statului român? Pentru că aceasta va fi o problemă. Noi o behăim, nu lătrăm, cum ai zis tu. Noi schelăleim de ani de zile că va fi o problemă pentru România de și n-au nicio... Câinile când latră după gard, și apropo de a lătra lătrare, după gard, bă, om are simțul, acolo frontiera lui demn, da. O leacă stăpân, el latră, spune, nu cumva pe piciorul că eu s-a ții, adică da, te-am mușcat, știi, apropo de asta. Da, vezi? 350.000 de copii din România trăiesc în pungi de sărăcie la limita abrutizării, la limita animalicului. Trăiesc în ghetouri, trăiesc în bordeie, trăiesc desculți, trăiesc înfometați, trăiesc abrutizați, trăiesc la modul nu mai spun sexual și așa mai departe, nu mai spun verbal. Știi că la noi spune, ai văzut ce sofisticat suntem noi din vârful buzuțelor, cu mii de psihologi, psihiatri, cu abuzul verbal, cu abuzul material, cu curelușa, cu vărguța, cu cutumile noastre neandertaliene de peșteră, cu ne batem copiii, ne torturăm și chiar verbal și așa mai departe. Au dreptate. Dar ce facem cu aceste 350.000 de nu suntem noi niște canibali? Nu le canibalizăm viitorul? Nu-i distrugem? Ce facem noi instituțional ca stat? Ne facem comisii parlamentare? Ne punem fundurile prețioase și hainele noastre de sute de mii, de zeci de mii de euro? Că am văzut un mare politician la meeting cu numai haina pe care o avea pe ea, pe el, politicianul, nu pe ea individa, haina valora 3.000 de euro. Oarecum poți privi lucrurile acestea fără să te umple dezgustul, scârba și în același timp furia legitimă? De altfel, când vezi că în jurul tău e atâta moarte, atâta suferință. Au fost oamenii aceștia care au fost la meeting, la spitalele unde sunt cantonați într-un mod, poate spun cazon, copiii bolnavi de cancer? Să vadă acolo că Dumnezeu a murit? Să vadă că acolo nu mai există viitor, să vadă, să privească în ochii acelor copii rași în cap care au cancer la 6 ani sau la 7 ani, să vadă că în România sunt mii
au fost acolo vreodată să vadă, să vadă iadul, să privească iadul în ochi și să spună: Doamne, dar cât de orb sunt, cum pot în jurul meu să particip la asemenea dansuri, exorcizate în piața publică și să nu privesc în jurul meu câtă sărăcie și câtă moarte este și câtă boală și câtă demență este. Că ăsta e iadul în care trăim. În pungile astea de sărăcie, în ghetourile astea vorbim de asta. Cine verifică bine, dacă... Acum ai adus... Colegii, fac semn că e vorba de un moment de publicitate. Tu ai adus și o parte complicată în această discuție, și anume și suferința celor cu boli incurabile sau curabile, dar cu anumite probleme. Da, mai ales mulți din ăștia sunt abandonați, Max. Păi nu, dar fac parte din realitate, da. Și ceea ce spui tu este corect. Nu, vreau să mai spun ceva, că acei copii abrutizați de mici, prin lipsuri, prin toate alea, până la urmă au și reacțiile pe cale de consecință, da? Două titluri din monitorul de Suceava de astăzi, din deschidere. Bătaie în șapte cu un luptător MMA, cu agenți de pază într-un restaurant din Suceava. Am văzut și asta, dar... Da? Dar... cu copiii? Eu, sau cred la... că, eu cred că tot are o legătură, pentru că da, și violența vine exact din lipsuri, din tot are ce și e. Justificările, da? Și evoluția iar la Vatra Dornei, frații Căldărariu, spaima stațiunii Vatra Dornei, aruncați și ei ani grei în pușcărie. Eu îndrăznesc să spun că, bine, în cazul de față, plus băietanul de 18 ani din... orașul Liteni, satul Siliștea, Cătălina Ostăchioaie, a fost băgat 10 ani într-un centru de detenție pentru omor calificat, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă. Asta e din ciclul ăla, știi ce ai spus? Chestiunea ancestrală, moștenirea, bă, eu îl urăsc pe ăla. Dacă ții minte, unchiul lui i-a zis: băi, băitane, ești prea copil, n-ai păr la... Da? Hai, pleacă de aici. Și ăsta, da, tu îmi vorbești mie așa, mie... S-a dus și l-am pușcat. Da? Dacă, deci asta, la capitolul, când, dacă ar fi avut de toate, nu ar fi ajuns în crâșmă să vorbească cu unchisul. Nu s-ar fi întâmplat toate alea. Dacă frații Căldărariu ar fi fost în atenția statului român în mod concret, nu s-ar fi apucat, cum văd eu aici, în știre, în știrea scrisă, în articolul scris de Sandrin Ioneagu, că făceau ăștia cam orice, sări la bătaie la polițiști, adică taman la cei care ar fi trebuit să țină legea în frâu. Deci pe aia îi băteau frații Căldărariu. Iar despre bătaie, deci toate sunt pe cale de consecință, pentru că la momentul oportun nu am avut statul prin instituțiile abilitate, care slavă Domnului funcționează de mulți ani de zile doar pe hârtie, din păcate, nu a făcut ceea ce trebuia să facă în cazurile respective. Da, întotdeauna știi tu că, ca și în America, de altfel, și oriunde în față, există... Iar luăm America drept reper. Nu. Sistemele, apropo, da. Oriunde numai. Știi că întotdeauna lumea asta interlopă, lumea asta underground, lumea asta subterană, lumea mafiei, întotdeauna luptă cu sistemul. Adică luptă pentru ei sistemul, da. Format din procurori, judecători, poliție, carabinieri și cum se mai cheamă ei. Și e un act de glorie la ei să se lupte cu sistemul. Adică pentru ei e un act de martiraj. Când se luptă cu polițiștii, și mai ales că trăiesc traumele. Ei în această lume mereu s-au lovit de uniformă și mereu uniforma pentru ei înseamnă adică pierderea libertății, tribunale, penitenciar și așa mai departe. Deci orice fel de uniformă lui i-a adus mari suferințe. Și de aia în lumea lor ai văzut că se spune și de și folclor, nu-i neapărat mit, că trebuie să ieșim totuși până la urma urmei din mit. Dar știi ce pățesc polițiștii care greșești să ajung în pușcărie? Știi ce pățesc procurorii care greșești să ajung în pușcărie? Știi ce pățesc judecătorii care, nu numai la noi, în toată lumea asta, de la un pol la altul, știi? Adică ce pățesc reprezentanții sistemului care apără și protejează sistemul când sistemul îi ejaculează și când sistemul îi măcelărește, știi? Adică sau când ei greșesc. La un moment dat s-ar putea să spună că sistemul spune stop, nu mai ești bun, ai 55 de ani, ai greșit, ai pete negre, ești inutil, ești o povară pentru noi. Și atunci sunt tot felul de alternative. Multe din ele sfârșesc în situația asta absolut nefericită.
Văd că se agită colegul nostru, aproape că nu mai are el, da? Are aer cât dă de mânuță acolo. Dar tu nu cunoști pe Cătălin, da, atâția ani de zile. La Cătălin trebuie spus să știi aia eminescianul, că tot am trecut pe aici. Stai. Trecutau ani canouri lungi pe șesuri, iar noi rămânem ancorați asi. Cuvântul magic? Publicitate. Da, din păcate cred că, nu cred, sigur, ieri am primit unul dintre SMS-uri, însă era pe redifuzarea emisiunii, deci nu eram în direct, mult mai târziu a ajuns acest SMS, vis-a-vis de facturile la E.ON, care spuneam eu sunt o mare mizerie din punctul meu de vedere, felul în care sunt construite respectivele facturi și felul în care înțelege cu ghilimelele de rigoare să ne respecte această instituție. Unul dintre telespectatori spune așa: nu mai încercați să descifrați nicio factură. Acesta este interesul lor pentru a nu-i putea verifica corectitudinea calculelor. Nimănui nu-i pasă de interesele celor mulți. Politicienii sunt interesați numai de burduhanele, așa scrie, așa citim, burduhanele proprii, mari și împuțite. Rușine să le fie. Max, Renelu și nu de azi de ieri este monopol. Atitudinea, a fost monopol și vândut, din păcate, da, din păcate, tot ca monopol. Dacă vrei să-ți spun că eu mi-amintesc foarte bine lucrul acesta, și, dar așa suntem noi, avem o memorie colectivă volatilă, uităm de la o zi la alta și de la o săptămână la alta, uităm chiar și pe asasinii părinților și străbunilor noștri, și pe lângă faptul că îi uităm, dacă nu îi uităm, le aducem și omagii, le ridicăm statui și idolatrizăm. Renel Moldova, în anii de glorie ai anilor până în 96 și după aceea când s-a privatizat, când era la noi infernul ăla cu certificatele, cu butoanele și așa mai departe, a fost vândut de către, bineînțeles, atunci nu știu ce era, ce ministru sau ce comisie parlamentară avea, Renel Moldova a fost vândut pe 100 de milioane de dolari. Deci vinzi o afacere pe 100 de milioane de dolari, când doar clădirile administrative acestui Renel E.ON, și aici vorbim de Bacău, de Iași, de Botoșani, de Suceava, de Neamț, de Brăila, nu știu Brăila, dar Galascu e în fine, cum, cât au fost prinși aici. Și vorbesc de reședință de județ, la Botoșani era un palat și la Suceava știi, e un palat. E un palat, așa. Și nu mai vorbim de faptul că Renel are clădiri administrative și la Baranga, lângă, pe malul Prutului, și la Rădăuț Prut, și la Orodiștea, și la Darabaș, și la Săveni, și unde vrei tu, ca și Poșta Română, ca și cooperația de pe vremuri. Da. Deci aceste clădiri administrative valorau 2 miliarde de dolari. Numai clădirile, în sine. Numai clădirile. Dom'le, mă refer la mijloace fixe. Mă refer la... Și ce era o clădire, evident. Mașini și așa mai departe. 2 miliarde. Tu vinzi o afacere la cheie cu 100 de milioane de dolari, afacere care s-a amortizat într-o lună. Pentru că primul lucru, după ce au devenit proprietari, au mărit prețul simbolic. La miliardele și miliardele și miliardele de kilowați le-a acoperit investiția într-o lună de zile. Ca și la când am vândut OMV-ului, știi, cu, când am vândut petrolul cu 640 de milioane de euro și spun ăștia că șpaga a fost de un miliard. Știi, un miliard, adică au luat 6 milioane, adică ea valora afacerea peste 2 miliarde de euro, peste, și în primul rând rezervele strategice din mări, de sub mări, de sub teren, nu se văd niciodată. Deci, fii atent, din punctul meu de vedere, acolo pornește drama. Tu ai spus un lucru foarte clar, și anume valoarea intrinsecă a clădirilor care erau cu mijloace fixe, domnule, da. Clădiri, obiecte de inventar, totdeauna într-o afacere de genul ăsta, cel mai de preț produs, afacerea în sine sigur. Și numărul de consumatori finali, adică toată populimea aia din arealul respectiv. N-are ce face. Numai la ei pot să se meargă, domnule, da? Ca în pușcărie. Ea n-are alternativă. Ea n-are șapte brutării în sat de unde să cumpere pâine.
El n-are 7 ionuri în sat de unde se cumpere, de unde curentul. Era el. Curent. Plus politică de monopol care a generat abuzuri uluitoare, colosale, de neimaginat. Păi, nu vezi Kafka, la domnul, ce de Kafka, înțelegi? S-a ajuns că practic întreg județul, persoane fizice, persoane juridice, de la Brodina până în Dornișoara și așa mai departe, trebuie să vină aici, la Suceava. Pentru că au doar, ca, pe principiu sălbatic, inuman al capitalistic, cu orice preț, dau, adică rentabilizează în așa fel, reduc costurile la minim. Și când reduci costurile, reduci și la salariat și la toată, știu eu, pe toate palierele posibile, reduci costurile să ai profit maxim. Vreau să spun că această politică de, de monopol de Kafka, cum nu, cred că nu există în nicio țară, nici în Africa ecuatorială, ca acolo n-au, nici în Amazonia, poate acolo n-au curent, își fac curent cu palmiere și cu crocodile. Nu știu, dar această politică, acest monopol a generat abuzuri înspăimântătoare și de neimaginat. Dacă s-a ajuns printre alte zeci și sute de abuzuri, ca în România rurală, contorul eonului, pe care îl suportai tot tu, că îl schimbau, că e suspiciunea asta de furt, probabil legitimă, că mulți oameni apelează la această variantă în România rurală, contorul eonului pe care îl plăteai tu, sau renelului, sau cum era, pe peretele casei tale, trebuie să plătești chirie, pentru că el își ține contorul pe casa ta. Ai înțeles? Da. Deci îți punea la factură un procent lunar la factură, chirie, contor, aparat de măsură, consum curent electric, sau cum se cheamă, noi spunem în mod popular contor, acolo care au definiția aia. Păi domnule, dar e pe casa mea, nu mă interesează, e al meu. Bine, dacă e al tău, ia și pune-l pe gard, ia-ți-l, pune-l pe stâlpul care e la marginea drumului. În cazul ăsta trebuie să mă dai în judecată. Dar te avertizez. Când cazul, știi, angajatul, da. Între timp, cât ne judecăm, te deconectăm. Că asta e politica firmei. Și dacă proșețul durează 5 ani, 5 ani, mama e și tata e, rămâi fără curent electric. Și omul, ce zice, mă, ce fac? Păi nu, da, ești pus în imposibilitatea de a alege. Dar n-ai ce, dar să alegi. N-ai ce să alegi. N-ai ce să alegi. Asta politică de monopol, da, a generat abuzuri uluitoare. Nu mai spun procente. Vrei să intrăm în povești de alea? Am dat un singur de la exemplu. De la Câmpul Lung sau la Gura Humorului. Ce medic era, bă, care s-a judecat, da? Deci a fost următoarea speță. Omul plătise. Băieți, stai că n-ai plătit. I-au tăiat gazul, s-a judecat omul, a câștigat în proces, i-au obligat pe ăștia la Ion să rebranșeze înapoi, să le dea bani. Atunci nu era cu gazul, știi? Stai. Și după ce l-au rebranșat și toate, a venit Eonul, tot a mai găsit ceva. Prietene, știi ce? 2 ani de zile n-ai consumat gaz, da? Păi dacă nu mai dai gaz, ok, conform contractului trebuia să consumi. Drept pentru care îți stabilim o penalitate de atât. Păi a zis omul, păi știi ce, o plătesc decât să mă mai judec încă 2 ani de zile. Încă 2 ani de zile să n-am gaz, ia de aici. Adică te pun în imposibilitatea de a alege, n-ai soluții. Domnule, Goebbels spunea așa, apropo, ca să fac o paranteză. Goebbels, îl știm foarte bine în istorie, a fost propagandistul lui Hitler, spunea așa, domnule, când aud de cultură, vreau să pun mâna pe pistol. Eu cred că în România, 9 din 10 români, când aud de Ion Gaz, le vine să pună mâna pe bâtă, domnule. Pe topor, pe pistol, pe mitralieră, pe tank, pe rachetă supersonică, pe ce vrei tu. Pe ce are la îndemână? Deci, o ajuns atât de mult cu abuzurile, dar în imposibilitatea de a avea, pentru că fără curent electric nu există, din păcate, civilizație, și toate variantele astea de auto, de producerea curentului în mod individual, de a-ți crea o autarhie din punct sau autonomie. Autonomie, greu. Nu că e greu, e simplu, dar când face, dacă nu ai o afacere și dacă nu vinzi vecinilor, și adică să vinzi în sensul la mica înțelegere sau să găsești o soluție, este, calculez și accept această tiranie absolut draconică. Cum? M-am uitat, faci un calcul, cea mai ieftină variantă de construire a unui sistem pentru o casă obișnuită, de sistem de producere a curentului energiei verzi, te costă vreo 10.000-20.000 de euro. Solidă, nu improvizație, poate mai puțin, sunt și variante mai ieftine. Și când calculezi cât înseamnă asta pe an, știi, zici, mă, cât înseamnă pe an, oricâți ani,
renunț, pentru că n-ajungi la 5.000 de euro pe două, cât mai am eu de trăit, 40, mai am 40 de ani, 30 de ani, nu merită. În sensul că la media ta de consum pe un an, că e facturile pe 12 luni și cam vezi care e media de consum ori numărul de ani și plus că spui, energia verde. Mă las pe gubaș. Nu mai fac investiția, că mă costă, să dau un exemplu, 12.000 de euro, iar pe mine următorii 30 de ani de zile, oricât s-ar cumpi curentul electric, nu scot mai mult de 2.500 de euro și dai bine. Știi în timp. Ioana, știi foarte bine, e și următoarea chestiune. Se apucă omul și construiește o casă, da? Deci, ce face? Omul își construiește o casă, e bucuros, fiecare om, fiecare bărbat trebuie construiască o casă la un moment dat. Dom'le, construiește casa. După aia vorbește, cumpără stâlpi, vine cu stâlpi, își întinde că altfel EON-ul niciodată nu se aducă curent. Dom'le, ai construit casa, dar hai, uite, îți dau și eu curent. Nu, îți tragi tu cablu, tu îl întinzi și după ce l-ai întins, îl dai cadou. La fel ca și nu te obligă legea? Păi te obligă legea. Îl dai în proprietate. Păi, dai lui. Cu tine am fost, George, nu știu, am fost și am filmat un reportaj. Au fost obligați, după ce au investit 6 miliarde de lei, da, niște oameni potenți financiar să ducă curentul electric într-o anumită zonă, unde și-au făcut ei mai mulți la un loc case, au fost obligați conform legii, atunci era 5 ani, după 5 ani să le dea în proprietate stâlpii, cablurile, transformatoare, care numai unul singur, da, la 500 de milioane de lei vechi atunci și să plătească și mentenanță lunară. Deci după ce ai investit 15 miliarde, ești obligat să dau un exemplu, 10 miliarde, da, ești obligat să o dai în proprietatea altuia și să plătești și un angajat acelui individ să asigure buna funcționare a sistemului. Dar măcar valoarea investită se trăgea înapoi din factură? Cum, domnule, este în primul rând, este un principiu barbar. Cum? Adică eu investesc 15 miliarde și tu mă obligi într-un an zile să ți-l dau în posesie și să mă pui să-ți plătesc? Măcar lasă-mi în pace. Tu-mi vinzi mie curent electric, dar stâlpii aia, cablurile alea, transformatoarele alea, sunt o mijloace fixe, sunt ale mele. Păi nu mai sunt ale tale, că îi le dai lui dacă vrei să ai și curent. Și știi ce spune? Dacă nu le dai dacă nu le dai nouă conform legii, roagă-te la ele, domne. El te-a decuplat, o tras heblu și rămâi cu pictură frumoase, cu sculptură suprarealistă, știi? Stâlp, da. Stâlpi care stau în deșert, știi? N-au început și sfârșit. Da, asta e România, asta sunt legile făcute de ei. Și nu vorbim de Darabani, de Dorohoidi, să vende, cum ai spus tu, de Brodina, da, de Ulma și în altă parte. Și am citit zilele astea că am discutat cu Dorel într-o dimineață, tot așa, apropo de dictatura și de comportamentul sălbatic și barbar al acestor față de cetățenii acestei țări și față de consumatori, acestor indivizi de la acest furnizor, că în București, din cauza că erau cu 20 studii de fezabilitate într-un cartier la câteva minute de centrul Bucureștiului, nu aveau curent electric. Astea sunt paradoxurile capitalei noastre, mm-hmm, și în general. Și erau sute de case și oamenii zic, domnule, dar nu avem curent cu primăria. Evident, în stil clasic românesc-balcanic, primăria e vinovată, primăria Renelui vinovat. Și tot așa, ping-pongul ăsta, draconic, de la unul la altul. Și după aceea s-au dus la legi, avocați, s-au plătit, oamenii s-au uitat. Și că, noi n-avem voie decât să investim, Renelu, pentru binele public, pentru civilizație și evoluție, decât dacă sunteți la 100 de metri de noi. De rețeaua proximă. Da. Și erau la 120 de metri. 120 de metri. Da? Domnule, pentru că erau 20 de metri mai încolo, un cartier întreg nu era făcut pe propria, adică ce vorbeam adineaua, pe bănuții aia pe care îi cheltuiești tu, adică să facă investiția de distribuție. Da. Adică să-ți facă și cale. Să fac rost de noi clienți. Da. Nu? Da. Deci noi la televiziune începem să vedem cât mai mulți spectatori. Ipotetic vorbim 1000 de clienți, o mie de clienți cu case care trăiau cu generatoare cu benzină și unul spunea, domnule, eu consum 3 litri de benzină pe zi, e mult. Unul motorin în fine. O
1000 de case, 1000 de clienți așteptau ca cineva să ia decizia să investească în stâlpi aia și cablurile aia de 1,2 miliarde până la 20 de metri. 20 de metri. 20 de metri, atâta. Ăștia spuneau să investească primăria, că noi nu. Profit, nu? Noi dăm oameni afară, i-a ducem pe aia de la urma și acum am înțeles că știi că la, în România rurală, în tabularea la noi, este din moș strămoș. Adică pe cuvânt s-o dat de 100 de ani casa. Acum ce mai face Renelul? De asta e iadul ăsta. Că e un iad, e un infern, e o barbarie fără margini, e o crimă ce fac acești oameni. Îi cheamă pe oamenii care n-au ieșit din casele lor de 100 de ani sau de 20 de ani sau de 40 de ani să vină cu contractul de la Enel. Că între timp, na, s-au dus sub glie. Eu am luat de la mama, tu ai luat de la mama, ei de la taic și așa mai... Îi obligă pe oameni să facă, să actualizeze contractele pe actualul beneficiar al produsului finit al curentului, că contractul, de exemplu, e făcut pe Ilie Moromete, iar Ilie Moromete e mort din 70. Și cum e cu truma la țară, Ilie Moromete i-a lăsat lui Vasile Moromete. Vasile Moromete i-a lăsat lui Claudia Moromete și în felul ăsta Claudia primește acum curent. O obligă pe Claudia să vină, să facă contract cu ei și să plătească vreo 3 milioane și ceva de lei. Vreo 35 de milioane de lei vechi, să facă contract, dar cum să fac contract? Ei nu fac contract, eu mai e problemă. Eu fac contract, dar spune documentele, actele casei. Păi dar la noi e din vorbă bună din strămoș. Nu putem face. Țac, te tăiem. Că materialul ești consumator infractor. N-avem voie că trebuie să am, eu furnizez, ție, tu să ai identitate, contract pe casă, să dovedești proprietatea. Și apoi pune pe oameni să se întabuleze, să facă ieșiri din succesiuni, să angajeze avocați și așa mai departe. Deci este infern fără margine. Face parte din logică, așa trebuie până la urmă să desfășoare lucrurile. Lucru care să mă deranjează de Eon. Nu, deci din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt în regulă, că trebuie să existe o relație contractuală. Cine dă și cine cumpără curentul. Problema e alta. Tu nu ai decât acest punct de lucru din Suceava. Vine pe omul de la Ulma, vine până aici, vine județ, cu vraful de... E un județ atât de mare, nu? Da. Vine omul cu așa cum dosar și spune, a, dar mai trebuie exact aia. Du-te înapoi până la Ulma, vină înapoi și aici, din nou te așezi la rând. Pardon. Încă o zi pierdută. Încă două zile pierdută. Nu, Max. Deci, ei ar fi trebuit să desfășoare... Da, tu spui, da, e corect, așa, domnule, eu trebuie să furnizez... că tu poți să-mi furi curentul. Și eu nu pot să-mi dau în judecată Pilii Moromete, cu care am contract, care îi mor de 25 de ani, 50 de ani. Da, n-am cum. Tot câștigul e a tău. În cel mai rău caz, te decuplez pe tine și nu-ți mai dau curentul, chiar dacă ai furat tu, dar nu poți să juridic, nu răspunzi penal, știi? Și atunci e obligat chestia asta. Ai pronunțat un lucru foarte important la un moment dat, adică foarte important. Ai zis studii de fezabilitate, că era. Știi, și m-am gândit, știi, regiunea istorică Moldova, cea în care cu onor trăim, n-are un centimetru de autostradă. Da? Deci în Moldova noi nu avem un centimetru de autostradă. Păi în Ardeal mai sunt, pe acolo mai. Din punctul meu de vedere, știi, ai zis studiu de fezabilitate și așa mă irit aproape de fiecare dată, pentru că eu cred că cei mai mulți bani în România s-au prăpădit pe studiile de fezabilitate. Crede-mă, master plan, cea mai bună infrastructură de așa, cred că cel mai bun studiu de fezabilitate, știi, iau, desenez harta României, fac munții cu plastilină ca să nu așa, și dau unui copil de 6 ani. Băi, cum vezi tu că ar fi bine să fie autostrăzile în România? Drumurile pe unde se meargă mașinuțele. Cred că îți desenează cel mai bun master plan. Așa este, dar nu asta, tu vorbești de la nivel macro. Da. La nivel micro, știi, de primărie cu primărie, oraș cu oraș, municipiu. Hai că ajunge și la primăria Suceava, nu? Că vine ambasiatul. Au studiile astea de fezabilitate, au mâncat 3 miliarde de euro. În România. 3 miliarde de euro? Da, 3 miliarde de euro. Asta spune, adică mai cumpăram înapoi OMV-ul. Stai mai un pic, dar pe OMV să dai 680 milioane de deci oficial. Cumpăra și OMV-ul din Austria. Tu cumperi înapoi și șpaga. Cine îți mai dă șpaga înapoi? Cumpăra și EON-ul și tot. Cumpărăm înapoi, numai pe SF-ul, da? Adică 640 milioane plătiți cu mii de facilități. Păi, apropo de chestiunea asta și de marele guvernator, marele politician și administrator al României, Năstase, Galațiu. Ăsta, cum se cheamă? Vital Stilu. Fostul combinat la Galați, da. Era al treilea din Europa de răsărit. Oțelul Galați. Da, așa era evaluat la 18 miliarde de dolari. 18 miliarde de dolari. Da. Evaluat la 18. Tu îl vinzi lui Mittal Steel,
cu 50 de milioane de dolari, plătiți în 10 ani, când ăla, după ce și-a cumpărat Galațiul de la tine, plătiți în 10 ani și cu nu știu ce clauze de beneficii, ăla primul lucru care au făcut după ce au cumpărat Galațiul și-a cumpărat un palat de 180 de milioane de lire sterline la Londra. Păi normal, dacă cu metrouri, cu aia, cu avioane, cu piscine. Dom'le, deci el ăla a dat pe un palat la Londra 180 milioane de lire sterline. Asta înseamnă vreo 300 aproape, vreo 300 de milioane de euro. Și tu cumperi un combinat siderurgic pe locul 3 în Europa, evaluat la 18 miliarde de dolari, cu 50 de milioane de dolari în rate. Cu prețul în, rate. În rate și tot felul de beneficii. Deci asta au făcut Năstase cu Mital Stilu. Deci nu se poate, adică nu, nici măcar zațe de la o cafea trecând, nu dai pe un patrimoniu colosal. Trecând, pui, mai vezi pe unii că apar la televizor și mai spun: dom'le, cel mai bun premier pe care l-a avut vreodată România a fost Adrian Năstase. Bun, relativ. Îți aduci aminte și cam ce s-a întâmplat acolo. Nu, dar ce am spus, Adrian? Oamenii uită de la mână până la gură. Am memoria volatilă. Am memoria volatilă. Deci, repet, din punctul meu de vedere, cred că cel mai bun studiu de fezabilitate poate să-l facă un copil isteț și e mai bun și mult mai ieftin decât toate studiile făcute de ăștia. Te desenezi, știi, și pui, uite aici e oraș. A, păi stai că înțeleg, nu trebuie să trec fix prin oraș, că mă costă mult cu exproprierile, da? Se uită și vede, uite, ăsta e Siretul. Păi n-ar fi bine să mergem pe lângă Siret? Să facem, să fim așa pe lângă un pic. A? Știi cum era în campania din 2012 pe mapa Sucevei? Terase, pietonale, bărci, telegondole. Nu, da, era și un proiect, în fine, nu vorbesc acum despre el. Da, un coșmar. Telegondole, căciuni de jazz, cum e la Paris, buchinii. Niște, știi, alea aia cu buchiniști la Paris, oameni, fericire, da, veselie. Lângă apa Sucevei, lângă groapa de gunoi și au trecut 4 ani de zile, n-au făcut nimic. Stai să, e un infern și acolo e o latrină. E o mizerie fără magic, pasc în continuare oile noastre miorice. Nici măcar nu trebuie să fie miros la groapa de gunoi, țimite colegii de la Obiectiv. Nu, da, este... Nu, colegii de la Monitorul, la un moment dat, când s-au dus să filmeze nu știu ce pe acolo, pe suport, pe... Da, deci la televizor nu putem reproduce inclusiv mirosurile. Dar când au ajuns oamenii aia s-au speriat. Ce se întâmplă? Avea o pseudo de la bazar, știi? Da. De la WC-urile la bazar era o pseudo de asta, cum se cheamă, fosă. Dar pseudo-fosta nu mai, adică... A, te rog, despre ce vorbim? În fine, despre asta vorbim, despre barbaria. Și ceea ce... despre omul creștin, omul educat, omul cultivat, omul rafinat, omul care îți dă cu veselie și cu conștiința împăcată șapte topoare în cap, fără să știe, că, fără să gândească o mie de secundă că ai 5 copii de crescut. Fără, dar el în numele credinței lui creștin, strămoșăști, te lichidează din te vezi. Omul care habar n-are, cum am spus, adineauri de caloc, dar el e creștin de la strămoși. Studiile astea de fezabilitate, ca sara brută, sunt bani furați legal. Nimeni, din legea prevede ca studiile de fezabilitate, dacă proiectul nu a fost dus la capăt, să nu se întâmple nimic. Deci eu, dacă sunt primar și vorbesc cu tine și ai nevoie de bani, spun: Max, ai societate, fă-mi 10 studii de fezabilitate. La, vezi, la ieșirea din oraș, vreau să fac o chestie de 10 milioane de euro, uite așa cum visez eu, fă-mi un studiu. Tu vii cu hărți, cu, apropo de asta, stai cu copiii, filmezi din avion, din satelit, din tele, cum se cheamă aia? Din, gondola. Nu, gondola aia care se ridică sus. Drona, așa, faci, vii, desenezi, sunt atâtea programe pe Facebook-ul ăsta și în general pe lumea asta virtuală, 7.000 de culori, îl prezinți cât vrei, 200.000 de euro, perfect, acum să dăm buget, dacă avem buget, păi niciodată n-ai avut buget, pentru că ăsta a fost cu dedicație, da. 99% îmi permit să afirm, fără să cred că greșesc fundamental, 99% din studiile de fezabilitate din România, din aceste 3 miliarde de euro furate, sunt studii cu dedicație, date prietenilor, amantilor, cunoștinților politicilor, ăștia, cunoștinților politici, date sinecuriștilor politici, pupincuriștilor politici, lacheilor politici, mercenarilor politici și așa mai departe. Astea sunt 100% pentru că era singura portiță legală să furi. Și mai sunt astea cu încredințarea directă, adică date cu dedicație. Da. Dar singura condiție care rămânea la dosar.
Nu te obliga din punctul ăsta de vedere. Și de asta s-au furat 3 miliarde și ceva. Că spuneam noi că spuneau ei despre noi că exagerăm. Cine s-a gândit vreodată, dau exemplul ăsta ca de o cruzime aproape pentru care pentru un om normal înseamnă 3 pumni în cap să te trezești din morți. Că Vanghelie a luat 120 de milioane de euro șpagă la fiecare contract în mandatul lui lua 20%. Dacă spuneam noi pe televiziune chestia pe televiziune, oh, și unii din noi au spus-o de sute de ori, nu spuneam: "Du-te la azilă, du-te la nebune, du-te și ia-ți medicamentele." Și cu tine, da. Și cu tine, nebunule, cum poți spui așa ceva? Acum stau ca șoricei ascunși și rod frustrarea, știi că, băi, avea dreptate ăla, dar n-am crezut că era așa, e jafă ăsta. Ioane, Ioane, mai e și următoarea chestiune, jos pălăria, adică avem atâtea exemple, paraexemple, mega exemple, dar nu te supăra. Ajungem la niște cifre, deci când spunem 3 miliarde de euro, matematic știu să desenez numărul ăla de zerouri, da? Sunt multe. Șpagă, cum ai zis, Vanghelie, 120 de milioane de euro. Deci sunt... Domnule, păi, dar nu într-un an, evident, în prima sunt dată. Sunt peste capacitatea mea de a înțelege valoarea acestea, adică sunt cifre mult prea mari. Nu eram noi niște aventurieri, futuriști, niște scriitori de science fiction, nu, sau cum spun în popor, de science fiction, ca, când spuneam așa ceva? Oh. Nu eram noi puși la zid? Spuneam, băi, dar ce-i bă, bă, ce imaginație ai, bă, nene, băie, tu ieși? Da, și ăsta e adevărul acum. Și vedem, ăla 100 de milioane de euro, acolo 200 de milioane de euro. Acum mai vedem aia, vedem aia peste tot conspirații astea de underground, știi, făcute în subteranele oculte ale lumii în care noi nu avem sub nicio formă acces și dintr-o dată suntem smeriți ca fetele mari, știi? După ce au fost târfe 30 de ani pe Via Salaria, sunt și măicuțe smerite și ne dau lecții de etică și de ontologie. Și mai ales de bună creștere și de educație creștină, știi? La modul ăsta sunt. Și oamenii ăștia le-au, morții ăștia i-au zidiți. I-au zidiți. Scot degetele așa aia prin zid câteodată, din zidurile alea grasioase, știi? Degetele alea, falangele, le scot prin zid și spune: hei, sunt aici îngropat de un an, de doi. Îți pline clădirile carierei lor de asemenea atrocități. Noi suntem în continuare smeriți și cu minți și refuzăm să credem. Așa cum omul refuză să creadă că e bolnav. Spuneam de când e bolnav, de faptul că vreau să discutăm despre faptul că primăria Suceava va plăti lunar aproape 100.000 de lei către Termica. Tot cu primăria Suceava, cerințe peste, puteri, peste 12 milioane de euro solicitați de unitățile școlare sucevene pentru lucrări de investiții, dar și despre faptul că vine ambasadorul SUA Hans Klemm. E american ăsta, Hans Klemm, deci așa vine Hans Klemm, cred că l-a trimis de fapt Merkel pe Hans Klemm, dar noi nu știm lucrul ăsta, care vine și vorbește despre aniversarea lui Martin Luther King Jr. La Universitatea din Suceava. Da, îl văd pe colegul meu că se agită, ceea ce înseamnă că din nou publicitate. Înainte de publicitate însă, aș să vreau următorul lucru. Mi-ai spus că mai avem nouă codiță. Da, să mai e ceva de precizat. Să evenimentul preluat la nivel național. Nu. Vis-a-vis de copii instituționalizați. Da, păi în asta a fost un eveniment ceva? Preluat la nivel național, asta vreau să zic. Și ai zis că mai e de făcut o precizare. Da, dar acum vrei sau după pauză? Cum dorești, e emisiunea ta. Știi ce, ca să fie mai scurt, hai acum înainte de deci, publicitate. Deci, ca să revenim la chestiunea aceasta, suntem primii în Europa, suntem primii. De, când am vorbit despre... Da. Nu am vorbit, vai, cât de solidar ai văzut. În, da. În fiecare mitingist de acolo era Dumnezeu, Arhanghelul, Sfântul Pietru, 7000 de îngeri, toți erau cu Biblie sub braț, meriți și Doamne, ajută, Doamne, binecuvântează, Doamne, și nenorocire într-o țară care are constituții, care are reguli, care are instituții și așa mai departe. Cum nu permit ei în biserica lor și cum biserica în general nu permite să impieteze asupra regulilor lor, de ce noi am fi nevoiți sau obligați să impietăm asupra regulilor fundamentale a altei țări? Dar asta nu-i vorba. Noi, în familia mea e sacră, dar familia ta e bună de măcelărit, știi? Dar în a mea nu te bagi. În țara mea nu te bagi, în cultul meu nu te bagi, în biserica mea nu te bagi, în familia mea nu te bagi, dar eu să mă duc la altul.
Adică eu să mă duc în țara, să schimbăm Constituția, regulile, guvernul, ministru și așa mai departe. Deci suntem când am vorbit de manipularea asta și de ipocrizia asta națională dusă la, la demență, știi? Dincolo de limitele acceptabile uman vorbind. Suntem primi în Uniunea Europeană la mortalitate infantilă. Cu 10 la 1000. La 1000 de copii, 10 mor. Nivel dublu față de media europeană, iar peste 40% dintre decesele copiilor sub 5 ani în România noastră scumpă, mioritică, în formă de inimă neoprotestantă, au cauze care pot fi prevenite. Dar cui îi pasă de toate astea? Pentru că astea se întâmplă sub nasul nostru. Aici, aici e infernul ăsta. Nu vedem nicăieri, știi? Da. Pentru că vorbeam de cei 350.000 de copii care nu știm nimeni dacă are CNP, dacă are certificat de naștere, dacă umblă desculți, dacă e înregistrat undeva și așa mai departe. Nu știm de ăștia nimic și nici nu ne interesează. 350.000 de copii. Nu înseamnă asta canibalismul unei generații. Nu înseamnă asta ipocrizia dusă la demență a unei țări prin manipularea televiziunilor care, interesate sau nu, au exploatat acest senzațional de Kerhana? Nu înseamnă asta oare? Când vedem că în jurul nostru e atâta moarte și nu mă duc mai departe, că am văzut că poate te-a impresionat sau poate am exagerat adineauri. Nu, când am vorbit de spitalele alea unde sunt copiii cu neoplasm la 6 ani bolnavi de... Eu sunt ușor de impresionat, fie vorba între noi, mai ales când discutăm de copii, mai ales când discutăm de România, pentru că... Au fost ăștia vreodată în spitalele de copii să vadă cum mor copiii aia fără speranță? Oamenii care au fost la meeting, câți din ei au fost în spitalele unde sunt arondați copiii care sunt bolnavi de cancer, de neoplasia, cum vrei, să privească în ochii lor disperarea și mai ales liniștea în fața morții. El la 6 ani știe că nu mai are nicio șansă, iar la 10 îmi spunea cineva care a fost a operat acolo, Ioane, într-o zi vedeam de pe geam, scoteau 6 sicrie, 7, erau zile și cu 20 de sicrie. Ce erau bătrâne? Copii. În fiecare zi mureau câte 6, 8, 10, la Cluj mă refer, 10, 20, 30 de copii, vedeam sicriile, îmi venea să mă sinucid. Am zis că nu am nicio speranță, încă mai trăiește. Și tu îmi vorbești mie acum despre asta? Faci meeting și faci din ăsta un fapt de glorie? Câtă cruzime de hienă necrofagă tu ca politician să fii atât de orb, indiferent că ești în haine armane, femeie sau bărbat, să-ți aduci copiii la acest meeting și tu să faci ce faci când în jurul tău îți permite poziția pe care o ocupi să schimbi realitatea asta cruntă din țara asta. Că domnii parlamentari care fac parte din anumite comisii ar putea să vadă cauzele acestor drame sociale, știi, derulate în timp real în țara asta, să vadă în fiecare zi și să le schimbe radical. Azi un pic, mâine un pic, poi mâine un pic. Nu! Mergem la meeting-uri îmbrăcați cu costume de 3.000 de euro, haine de blănuri de 50.000 de euro, Armani, tocuri de 25 și manifestăm public pentru familia Bodnariu. Foarte bine, e o dramă, dar e o dramă într-o altă țară, într-o altă civilizație, într-o altă cultură, care trebuie tratată cu luciditate și nu cu patriotismul ăsta solidar, absolut imbecil. Asta e punctul meu de vedere și susțin. Și din păcate, după cum ai spus și ai zugrăvit foarte bine, astfel încât parcă am văzut acele imagini, să meargă în spitalele de copii, să vadă cum mor acolo în fiecare zi. Drame mult mai mari aici, pe care trebuie să le rezolvăm, iar ca să le putem rezolva, prima oară trebuie să le conștientizăm. Dar dacă nu înțelegem să ne uităm în ograda noastră ce avem de făcut și ne uităm numai la ograda altuia, cred că nu avem decât de pierdut. Peste 12 milioane de euro solicitați în unitățile școlare e o chestie care se leagă, se întrepătrunde exact cu ceea ce ai spus acum. Și care nu se vor găsi. Din nefericire, nu, însă e primul subiect pe care îl vom discuta exact imediat după publicitate. Vor fi pentru biserici. Pentru casa ta. Da, un sfert de oră mai avem la dispoziție, stimați telespectatori. Spuneam, peste 12 milioane de euro solicitați de unitățile școlare sucevene pentru lucrări de investiții. Intră la capitolul cerințe și, bineînțeles, deja este dată rezoluția din punctul meu de vedere. Cerințe peste puteri, peste două. Suma solicitată este aproape de 11 ori mai mare decât bugetul alocat anul trecut din fondurile municipalității.
Eu, dacă îmi permiteți, spun o singură frază, după care am să îl rog și pe, și pe Manole să vă spună punctul său de vedere pe această temă. Eu cred că dacă s-au cerut 12 milioane de euro, cred că mulți directori nici n-au apucat, cred că au pus așa mai cu frică, bă, nu pun tot ce-mi trebuie, pentru că sigur nu o să-mi dea. Hai să punem așa mai puțin tel, adică dacă îmi trebuie atât, pun și eu măcar o jumătate. Poate jumătate. Să arunci din prima. Da. Mă frige asta. Exact. Asta e nebun. Ceri un milion, n-am de unde. Pac, să arunci din prima. Posibil și lucrul ăsta. Posibil să fi pus de două, trei ori mai mult pe principiu că pune ca să ai de unde, să aibă ăștia de unde tăia, știi? Pune mai mult ca să aibă ăștia din detalia la noi pe, știu eu, această filozofie sau poate nu numai la noi și în alte, e și în alte părți, Max. Nu vor fi banii ăștia chiar dacă sunt vitali. Sumele poate sunt vitale și în general merită, poate e prea puțin pe lângă necesar. E adevărat că nu poți să faci totul într-un an. Poți să mai treacă în anul ăsta să faci ceva la anul, pe alt buget, pe alt primar eventual, să faci altceva și altceva și altceva. Pe alt consiliu local, pe alte viziuni, pe proiecte de oraș durabile, nu pentru țigănia asta în care este îngropată Suceava, în aceste latrine imense care sunt ghetourile în care locuiesc suceveni și această non-viziune criminală asupra ideii de conviețuire în citadin și mai ales asupra ideii de urbanism. Cred eu că sunt întemeiate toate, dar sunt mai sceptic decât scepticul de serviciu al lumii. Nu vor fi bani pentru asta. În schimb, cu siguranță vor fi bani. Sunt banii pentru, dacă ar fi pentru școli, sunt pentru viitorul nostru, pentru copiii noștri. Adică nu îi aruncăm, îi investim, eu așa văd. Și probabil și s-a mizat și pe faptul că e an electoral și oamenii sunt mai atenți la școală și întotdeauna politicienii pragmatici, fiarele politice, știu că directorii de școli sunt vectori politici extraordinari, ca și popii de altfel. Și cu siguranță vor alege varianta câștigătoare, care sunt cea popilor. Pentru că popii, de obicei, dacă au spală conștiințe, spală la un nivel de vârstă captiv, rudimentar și disciplinat. La școală e o problemă. S-ar putea să dau banii la școală, dar ăia până în 25 de ani nu vin la vot decât într-un procent foarte mic și dacă vin la ăia care, și iar ăia care vin la vot mă votează pe mine. Așa că mai bine dau popilor ca să stimuleze să vândă iluzii cu viața veșnică și cu babele, cu raiul, cu Sfântul Pietru și cu lapte și niere și verdeață și ferișire și optimii de veșnicii în dreapta lui Doamne, Doamne, dă mamaie aici bănuțul, dă și facem încă și în sud de catedrale, că Suceava are cele mai multe biserici din și când am spus biserici, m-am referit la toate. Deci și la catolică, și la neoprotestanți, și la toate, are cele mai multe biserici din România și dacă o să mai treacă 20 de ani, vom vedea că nopcini care unde sunt acum vreo 4-5 de un fel și vreo alte 4-5 de un fel, într-un cartier care paradoxal se depopulează pentru că oamenii fug, evadează din ghetourile astea ale mizeriei și ale abrutizării și ale ființei umane călcate în picioare, se duc oriunde la țară, la oriunde pleacă din cartier, vom mai vedea încă 20 de biserici. Biserici lângă biserici, biserică lângă biserică, cum erau pe vremuri cărciumile. Cărciumă lângă cărciumă, din aia când se făceau din tablă, George, prin anii 90. Știi, chioșcurile alea de unde se vindea pâine turșească și stăteau românul nostru la pâinea aia albă care o făceai ca o astăzi. De drum, pac, buretele, da. Nu? Stăteau românii 15 kilometri la coadă să iei pâinița albă. El așa, știi, că avea pâine albă, e o dovadă din notorietate și de, adică de persoană își cultivă eu său, alter ego. Bă, mănânc pâine albă, sunt cineva în lumea asta. Da, da, da. Așa. Asta va fi și cu și cum individul care administrează banii și conduce într-un mod atroce consiliul local pe rețelele lui subterane Ion Lungu, va prefera să dea în continuare bisericilor, pentru tema. Că a dat din totdeauna bisericilor, dar nu a dat din banii lui mămică și al tăticului. Că altfel era trăia într-un umil apartament și nu în ca un nabab, ca un șeic arab, cu cârciumi, mă refer la neamuri, la rude pe verticală și pe orizontală și prin ricoș
eu. Trăia ca un om modest, și dar a dat, sau poate nu dădea așa de mult, a dat din banii tuturor sucevenilor. Mai, asta trebuie să știe sucevenii. Milioanele astea de euro date sau ricoșate de primarul Ion Lungu sunt date de către ei, nu de către mărenimia lui Ion Lungu. Poate mai este o poveste vis-a-vis de asta, pentru că trebuie spuse toate punctele de vedere. Eu am cunoștință de multe biserici construite fără ajutor din partea primăriei, prin contribuția enoriașilor, și care bisericuțe, dacă o să le vezi, bisericuțe, pentru că sunt mai mici, ai să te uiți, sunt și pline, adică la slujbă sunt oamenii prezenți acolo. Drept pentru care e clar că acele locașuri de cult își aveau rostul. Dar atenție, sunt cele construite din contribuția enoriașilor din zona respectivă și funcționează după principii normale și sănătoase, fără îndoctrinări de alea de care vorbim. Da. Când ajungem la discuția asaltă, și anume banii ai municipalității, cred că deja picăm în altă poveste și ai mare dreptate. Aș mai spune următorul lucru. Sunt banii tuturor, indiferent de unde vin, îmi pare rău. Cred că ar trebui altfel gestionat. Dar uite, o speță pe care vreau să discutăm. Îmi spunea ieri cineva, măi, nu te supăra, consilier local, nu dau nume, dar spunea, măi omule, eu am și servici. Se pun ședințele astea la ora 11. Nu mă interesează să-și dea demisia dacă nu face față. Să plece acasă. Să vină supliantul. Dacă omul are servicii și obligații. Asta e punctul tău de vedere. Nu. Dacă ești consilier local și știi, ești grevat și apăsat de misia pe care o ai, că tu reprezinți o comunitate. Corect. Cartier, și comunitatea stres, are interes cine? Să pună oameni. Iar comunitatea are își pune speranțele în tine pe lângă interesul ei. Da. Își pune speranțele în tine. Iar dacă tu ai servicii și treci printr-o perioadă grea și nu mai știi câte mașini să-ți cumperi și câte afaceri să manageriez și câte, știu eu, ce viață socială explozivă ai, să pleci acasă, să vină supliantul, că pe listă sunt supleanți la Consiliul Local, că toți au depus, majoritatea au depus liste complete. Măi, ideea este următoarea. Eu, spre exemplu, mă simt mult mai bine reprezentat de un cetățean care are jobul lui, are business-ul, are chestiunea lui și felul în care funcționează. Un om care are 7.000 de business-uri și 7.000 de ocupații și 800 de obligații familiale nu mai are timp pentru interesul tău nici măcar cât negru sub unghie. Nici o mie de secundă. Se duce, nu rezonă, nu votează. Suntem pe aceeași chestie. Max. Eu îți spun, spun punctul meu de vedere. 10 politicieni și urmăresc doar interesele lor personale. Nu contest lucrul ăsta, dar spun următoarea chestiune. Nu ești victima lor zi de zi. Băi, stai că nu mai înțeleg care mă sună. Ăla de acolo, ăla acolo, eu aici. Nu, ideea este următoarea. Am văzut și o spun maximă cunoștință de cauză. Sunt oameni de a căror expertiză nu mă îndoiesc, pe care mi-i doresc în continuare să fie în Consiliul Local. Sunt oameni de certă valoare. La multe dintre să aibă mai eu nu văd de ce ar renunța cetățean. Să vină unul mai slab în locul lui. Să aibă mai mult timp pentru cetățean. Ce vezi în jurul tău, te crezi reprezentat? Câteodată da, câteodată nu. Dar 9% din 10, cam pe ce notă dai de la 1 la 10? Cât ești de reprezentat? 7%. 7% ești reprezentat? Da. Probabil, nu știu, eu am fost prin jurul blocului tău și m-am înnebunit. Bă, și eu am fost în jurul blocului meu, că la Raiba, acolo trebuie să trec. Lângă universitate, între blocul tău și blocul turn. E lut. Nu e lut. Sunt 7.000 de găuri cât îți scalzi în ele, domnule. Da. Scaldă ursul din mine în ele. Bun, dar eu știu să le evit. Da, știi să le evit. Și asta e de când treceam din mânuță de liceu prin zona aceea și o luam pe după gard și plecam pe fața blocului vostru. Trăia unul, Mironovici, un coleg de-al meu, Mihai Mironovici, într-un bloc de vis-a-vis. Era acolo și o luam pe lângă blocul Mihai. Da, așa, și o luam pe lângă blocul Mihai Mironovici și plecam spre strada scurtă și după aceea stația Salvare. Nu s-a schimbat nimic de 40 de ani, domnul Max. Ba da, s-a schimbat ceva. Au crescut blocurile, domnule. Garaje, au crescut truinile, au crescut tranșeile, a crescut disperarea. Te simți reprezentat? Și-au mai făcut cetățenii pe cheltuiala lor o termoizolație, că de numai pe barba lor, adică fiecare cetățean nu la blocul în sine, proprie, la spațiu poate. Comun mă refer. Când în cușca lui omul își face ce crede el și ce vrei poate. Vrei să spun ceva? Au mai ieșit. Și am mai ieșit și eu. Că ne mai strângem câteodată. Ce facem, mă? Mai vopsim banca, vopsim banca. Punem mână de la mână, luăm vopsea, mai vopsim banca. Bun, dar nu dăm cumva soarele, domnule, să fie mai cald. Da, da. Asta noi l-am făcut. Da. Noi am cumpărat în urmă cu ani de zile. Noi am cumpărat. Nu, este adevărat că tu nu poți să... Tu poate ai aduce... Sunt convins că dacă faci o schetă,
Puteți să puneți voi bala, pavele, nisip pavele și nu mai sunt găurile alea, dar n-ai voie, că e o ilegalitate să pui în, în proprietatea altuia să o modifici, pentru că ăla e spațiu public, n-ai voie să intervii asupra spațiului public chiar dacă vrei să faci bine, adică chiar dacă vrei să faci ceea ce nu fac ei, de un an, nu de două mandate, nu de trei mandate, de 10 mandate, le-am dat în emisiunea de marți, miliarde de gropi sunt de la tine pe la universitate, prin piața mică și ăsta în partea elaltă, făceai fotografii într-o noapte pe acolo, prin fața pe la... Erau gropi unde am intrat până la jos, știe, și în ciment și în noroi până la gât, în fața blocului tău acolo, în fața ITRSV-ului, ca să fie mai clar, în fața ITRSV-ului acolo, da? Este instituție și în fața aia, între blocul tău și blocul turn, aici lângă noi, gropi în care era apă din belșug să te neci. Dacă nu ești atent, da. Dar eu știu unde sunt amplasate. Mai ales dacă un alt mesaj de la același telespectator care ne vorbea ieri despre facturile de la E.ON și noi mulțumim pentru atenția pe care ne-o acordați. De asemenea, vă rog, semnați ca să știm, eventual trecem și noi aici să știm pe viitor cu cine discutăm. Chiar și sub pseudonim, dacă să fie același pseudonim. Da, corect. Toate facturile sunt sufocate de o droaie de taxe, exact, biruri, exact, abonamente TV, care plătim de două ori și câte șmecherii și regularizări de prețuri, iar o mică sumă este consumul real. Felicitări pentru emisiunile de zi cu zi și pentru domnul Manole. Cât nu vom fi uniți, așa ne vor călca pe cap. O merităm. Așa este. Adică facturile RNL-ului, domnul are dreptate, mai ușor decriptează un analfabet funcțional cerul albastru înstelat deasupra noastră decât o factură a RNL-ului. Deci mai degrabă decriptezi, chiar dacă ești prin simțuri, constelația Căii Lactee în care locuim noi în universul acesta, decât o factură RNL, mai ales care este scris ilizibil. E tipărită în așa fel, cu scopul crunt de a nu vedea nimic. De a nu o putea citi. Bun, și psihologii știu, în momentul când este sub limita de percepție a creierului, omul obosește. Hai, gata, ia. Cât are mult, dar cam obosit. Hai, nu mai văd. Nu mai suport. Apropo, da, revin, încerc să închei. Nu vreau să te conving, nici nu mi-am pus cumva în gând lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, eu aș fi vrut, dar nici nu m-am propus. Ioane, am zis, din punctul meu de vedere, a muta ședințele de Consiliul Local de la ora 11 la o oră 17-18, eu cred că nu ar însemna altceva decât personalul din primărie să stea și să muncească și pe la ora 17-18. E vreo problemă să muncească? Păi tu ca cetățean, plătitor de taxe, cu un serviciu, tu trebuie să te învoiești de la serviciu ca să fii în timp normal, ca să-ți plătești taxele și birurile la primărie. Sunt joburi ca să-și plătească taxele. La ora 14. Da, până la ora 14. Deci dacă trebuie să ții liber de la serviciu. Ai pusă de cineva pe net ieri, fotografiată de un domn de la primărie? Nu? Nu? Nu. Ce? Adică în fața cozii filmată din spate, operator încasare, taxă și impozite. Da. Am să o pun, iau eu de seară. Da. Operator, taxe și impozite. Doamna opera la calculator. În fața ei, prin geam, era coadă de vreo 200 de oameni. Știi ce făcea, era pe ecranul doamnei? Solitaire. Evident! Știu! Evident! Doamne, nu e un act de cruzime. Da. Vezi în fața ta, nu 2, nu 10, nu 50, 100 de oameni stăteau la taxe. Ce făcea mamaia cu codiță și cu părul negru ca smoala? Juca solitaire, domn. Da, unde asta? La primăria Suceava. Nu pot să cred. Da, și făcută de un domn cu funcție. Deci e filmată din spate. Adică cum te ești tu plângă mine, țac, acum cu aparatele astea faci țic și te-o prins. Da. Știți cum e? Da, nu pot să cred. Și în față, erau geamul și prin geam se vedea niște ființe cenușii, triste, reci, se uitau la ea și ea mândră se uita pe solitaire. Nu e o crimă? Afară cu ea în prima oră, dacă vrei să faci, să tai organul cangrena. Dacă nu, așa e, răuze, o să mai duci în 7000 de ani și tot cu latrină până în gât. Și vorba unui prieten de-al meu, care e inginer, Silvic, ieri, când ne-am spus de sintagma asta, mi-a zis, da, dar latrină până în gât, dar cu capul în jos, știi? Nu așa vreau să cheiem emisiunea. Nu, dar hai să spună cum se cheamă, că am primit un mesaj la un telespectator. Când o să scăpăm de spoiala asta penibilă, mă refer la cazul Norvegia, de ipocrizia asta ieftină, de falsele pretenții de apărător ai drepturilor omului, că până una alta tolerăm cu
grație, copii înfometați la margine de drum, fetițele desculțe care ne spală parbrizele, copile violate, incestul pe bandă rulantă, mâini și picioare și maxilare ale copiilor rupte de părinți, mamele zbârcite de frig cu prunci negri de mizerie la sânul fără lapte, tații agresivi care își lovesc cu bestialitate nevestele și copiii sub ochii noștri, cetele de tineri care te imploră să le dai un bănuț, că altfel o iau pe coajă rău de tot acasă, unde așteaptă mama și tata cu norma de bani strânși la cerșit. Cât mai trebuie să vedem nemernicia și robotizarea care au devenit noua normalitate cu omul care e lup pentru om, vorba lui Plaut. Nu vedem pădurea de copaci. Vă scandalizați că Norvegia are reguli pe care, spre surprinderea noastră, le și respectă. Bune sau rele, așa cum sunt ele, vă sare muștarul când oamenii care au acceptat o cetățenie sunt obligați să accepte și ceea ce vine la pachet, modul de comportament civic, regulile de conviețuire într-o țară așa cum sunt ele, bune sau rele. Nu mă pronunț asupra oportunității separării celor 5 copii de părinților, nici asupra modului de instrumentare a cazului Bodnariu. Sunt trist când mă gândesc la cei 5 copii, mai ales că 9 ani are cel mai mare dintre ei, dar până una alta, tatăl și așa mai departe, în fine. Asta vreau să spun. Când o să scăpăm de nemernicia asta făloasă, mândră, ticăloasă din noi, de ipocrizia asta, și să ne privim în oglindă, să vedem că în jurul nostru sunt 350 de mii de copii la limita demenței și copii pentru care nu ridicăm un deget, iar parlamentare care ar putea schimba radical. Când vom vedea că 16 sicrie cu copii nevinovați, îngeri pleacă în fiecare zi din spitalele de boli incurabile de la Cluj, când îi vezi cum merg și n-au nicio șansă și nu au nicio șansă, nu din cauza bolilor lor crunte, luate sau cum sunt luate, ci din faptul că sistemul în România îi ucide, nu le mai dă nicio speranță. Sistemul în România ar putea ține în viață cel puțin 20 de ani, dar e un sistem furat, căpușat de mii de miliarde de euro. Și noi mergem în fotolii de lux în Norvegia să salvăm viața a 3, a 5 copii, a 7, a 20 de copii, când în România mor un milion de copii, trăiesc drame de infern, drame de iad. Când vom salva această ipocrizie nemernică care mărșăluiește cu noi pe ecranele televizoarelor? Când vom îndrăzni să ne salvăm pe noi din această cloacă în care, din păcate, așa ne afundăm? Și, vai, iarăși mi-aduc aminte de imagine, cap în jos, nu. Hai să încheiem ediția de astăzi. Ioane, ne vedem mâine dimineață. Până atunci vă spun așa. Puneți mâna pe presa locală de astăzi, câte ceva v-am dat despre puștanul, băietanul care meșteri pușca la umăr pe taxul, pe vărul tatălui său. Va fi închis 10 ani într-un centru de detenție. M-am apucat să vorbim de închirierea rețelelor termică. Da, am apucat. Dar cred vorbim că și mâine, dar nu e un subiect ca duc. Așa, aproape 100 de dascule au cerut Consiliul Local bani pentru diverse proiecte. Tot obiectivul de astăzi și de luna viitoare încep înscrierile pentru clasa 0. Eu cred că s-au încheiat deja. Asta e doar așa, pe statistică. Vin zile geroase, DSP-ul recomandă populației să evite deplasările și expunerea la frig. Sunt câteva titluri din Monitorul de Suceava. Craiul, vă spuneam, statul mamă, tată pentru 1740 de copii suceveni. De asemenea, Ministrul Educației și Tineretului, așteptați la zilele colegiului Ștefan cel Mare, o instituție de altfel care, cred eu, este cam cea mai cu tradiție din municipiul Suceava, dacă vorbim aici de liceul Ștefan cel Mare, la cea de-a treia ediție, la cea de-a treia etapă, la Sanie, pe pârtie naturală, la Vatra Dornei, România, a ocupat locul 4 la proba pe echipe. Asta înseamnă că încă mai Depinde de câte țări au participat. Depinde și de care. Din trei țări, e festivalul în care participă 10 oameni și tu ai ocupat locul 4, e sătul, știi? Depinde și câte țări au participat ca să ocupăm locul 4. Monitorul de Suceava bătaie în 7, ca în 7 neveste, păcate. Pentru 7 frați, 7 păcate și așa mai departe, cu luptători MMA și agenți de pază într-un restaurant din Suceava. Un titlu din Monitorul de Suceava de astăzi, concursul național de schi pentru copii, bucuriile zăpezii. Profesorii suceveni pledează pentru menținerea limbii latine în școli. Și
peste 12 milioane de euro solicitați de unitățile școlare sucevene pentru lucrări de investiții, parte din titlurile din presa locală de astăzi, și Ziua Culturii Naționale, scriitorul Matei Vișniec, decorat de președintele României cu Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de mare ofițer. Alte titluri din presa locală de astăzi, oricum puneți una noastră pe ziare și bucurați-vă de ele, pentru că ai noștri colegi au muncit când au scos aceste ediții pe piață și, ca de obicei, vă garantez eu că sunt bine documentate. Mulțumesc! Domnule Manole, vă mulțumesc pentru prezența în dimineața asta. Și eu îți mulțumesc pentru că m-ai suportat. Nu, a fost o reală plăcere, spun sincer. Ne revedem mâine dimineață, până cu tot chinul lui Cătălin. Doar 5 minute am sărit peste timpul regulamentar, dar asta este. Și în fotbal sunt prelungiri și la noi e nevoie. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.